Ce faci? Stau, tu unde ai fost? Un p***a s-o f*** la barbut. La barbut? Aha. Păi de ce ai fost la barbut? Că să joc. Păi și copiii tăi ce mănânc? Du-te împrumută-te la Fania, Pascal. Ai jucat barbut până acum și acum vii la mine să cer bani? Păi dacă am un sac, nu vezi 1000 de lei de la mine. Păi eu de ce p***a îți dau ție? Păi dai pentru mine, dai pentru copiii tăi și pentru sorta. Stai cu mic și mai rost cuiva. Du-te fă ia și mie 1 milion. Tăi, eu 1 milion? Pe de unde ți-ai ții 1 milion? Ai dat 3 milioane la barbuș și acum vii la mine să-ți iei 1 milion, mă? Păi eu s***a ce-ți ce dau bani să mănânci. Păi eu nu-ți dau ție bani să mănânci când n-ai? Păi te țiu ca pe miloag. Păi când vii noaptea de la muncă și nu iei bani, iei banii la 2 săptămâni. Ce mâncare ai făcut și tu nevastă? Și de unde iei pe urmă? De ce vă certați, mamică? De ce? Se cere bani de la mine? Stai în casă la discuții cu bărbatul și Vasili? Păi ai... Ești egoasă, eu te ai dat să spăl Vasili, te spăl la 12. Ai jucat până l-ai întrebat și tu unde ai fost, că a dat 3 milioane de la barbut? De ce să-l întreb? De ce să-l aduci întreb? Tu, fa, aduce băiatul. Păi și de ce vine să ceară bani de la mine? Aduc eu? De ce vine să ceară bani de la mine? Eu de unde am bani? Cum ai tu bani? Eu? Tu, fa, ai tu bani? Păi eu astăzi m-am împrumutat 100 de mii de-am luat mâncare la copii. Așa, da, uite, toată ziua asta la copii, că eu îți fac mâncare la copiii tăi. Eu ți-am crescut copiii. Te-ai învățat să răspunzi lui băiatul meu? Dar mai te aud odată firia de tocone, te arunc în firia de tocone. Ridic mâna la mine, fă! Ia uite, mai că ridică mâna asta la mine. Ridic mâna la mine, tu! De ce nu le dați? Hai să-ți arăt, Vasile, afară! Să vezi cum e goase! Discuția despre finanțele familiei este foarte serioasă. Păruiala de încălzire este urmată de o dezvoltare emoțională a argumentului. Când se rezist, spune tu mie, când se rezist eu lui panorama asta, lui p*** asta, că tăi. Eu că e banii mei dacă am bani la barbut. Nu e obligat ea să spele după copiii tăi, să spele din casa de la tine, și... să spele ție pătura și cerceafă unde dur tu pe ea. Și ea, a, până acum a fost de a băut o sticlă de 2 kg de vin, ce face tușeta, a băut până acum. Și acum vine să spune mie că n-a spălat la Vasili, da, a zis și ea de ce ai dat mai că 3 milioane la barbucă, copiii n-are ce să mănânce? A zis? Păi nu zic băiatul meu, aduce băiatul meu. Când ți-a aduce, nu ești în stare, mai că să faci nici mâncare, nu ești în stare să speli, dacă ți-a de rău, nu ești în stare să speli după copiii tăi. Eu când dau bani și iau mâncare, nu se cunoaște banii mei în casă? Păi ce bani aduci? Tu aduci 100 de mii și iei bani? Nici dacă m-am împrumut câte 500-600 de mii. Păi și te-am împrumut pentru mine? Și pe unde cheltuie banii? Nu cheltuie aici în casă, nu mai cheltuie. Nu știi să faci. Dar cine a mâncat atunci? Cine mănâncă cu oala de mâncare care fac? Mănânci tu cu măta și cu frații tăi mănâncă. Da, dau eu lui mama și la frații mei. Vă luați drumul și plecați amândoi de casa mea. Și eu că m-am săturat de voi, nu mai pot să mai vă suport. Îmi ia drumul și tu nu ești bună de nimic, de nimic, nu femeie, mă. De nimic nu ești bună, să fie clar. Tu ai fost la barbut și a fost la băut. Da, și acum veniți pe mine, muncesc pe dreptul meu, nu? Da, eu cresc nepoții mei, pă. Ori te faci femeie de casă, ori. Dacă nu, ți-ai mamică drumul. Da, mamă, da, da. Să fie clar că mie nu convine. Păi m-ați mâncat, fă, maică, m-ați mâncat. Nervii Victoriței au ajuns la nivelul necesar pentru starea de război total. În acest moment nici măcar Marian nu mai scapă. Nici tu nu faci bine, maică, nici tu nu faci bine să dai atâți bani la bărb, că-s mare copii de foame, maică. Cine dă la copii, te-o face dacă dă mâncare, dacă eu nu sunt aici? Cine dă, mă, amărâtule, mă, Marian? Vezi, zici că ce tu faci, da? Tu să nu mai răspunzi înaintea lui băiatul meu. Vorbesc eu cu copilul meu. Pe cum să nu răspund? E băiatul meu, eu îl judec. Tu n-ai judec? Da, tu n-ai judec. Și el de ce mă judecă pe mine? A, păi ești nevastă sa. Sunt nevastă sa. Păi și el te judece. Și el e bărbatul meu, e bărbatul meu și trebuie să-l judec. Și eu de ce a dat 3 milioane la bărbat? Pe de ce n-am dreptul să-l judec? Ești afară? Stai cu mine, fă, mai dă tu pe mine. Hai ieși, hai ieși. Tu te aici. Cuvântul sau prezența miticăi nu valorează nici cât o ceapă de gerată. Înțelepciunea Victoriței se poate revărsa acum în liniște asupra lui Marian. Nici tu, mă, nu faci bine, mă. Cine-s de la copiii tăi? Poate eu mor mâine pe mine. Ce faci, mă, rămâi amară pe toată viața copiii tăi? Că asta nu e bună de nimic? Păi ia de ce nu muncești? Păi și tu trebuie să ajungi numai barbut, numai barbut. E bine așa? Hai zi, tu vrei să-ți rabi de copii de foame? Cine dă, mă, la copii tăi? Dar nu i-am dat 300 de miliarde. Că nu-ți dă nimeni, mă, nimeni nu-ți. Ce vei ce-și bate joc? Un puțit aia, dă-mi, auzi, că sunt eu bețivă, mai că ai? Sunt eu bețivă? Ce gând ai tu de femeie? De femeia asta, vrei să mă bată femeia ta pe mine? De cum să se râzi asta de mine, halul ăsta? Nu e frumos. Două mă se. Păi să scoală la 12, mai că la 12 mâncă copii. Ce le dai la 12 la copii? Că la 12 să mănânc. Ce le dai? Dacă nu le dai, ce să-i fac? Nu le dă mai că să mănânce nevastă, dar până nu vine, nu le mâncă copiii tăi, mă, Mariane. Cu tupeu, Mitica se întoarce fără să fi fost chemată. Evident, tirul Victoriței se redirecționează asupra ei. Ai spălat vasii? Nu. Păi ce-ai făcut până acum? Am stat! Tu stai cu canea de vișe să stai! Ai stat! Da, și cine? Cum? Tu ai stat și... Eu stau și eu de vorbă
Câmpe! 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 Mai că ce-ai făcut până asta? Sunt sluga ta, fă! Sluga mea! Sluga care tu să-ți zic mie să rumână, mamă, da? Să nu treci până înaintea mea! Că bei toată ziua! Că cresc copiii, fă, dacă bea, că muncesc! Muncești? Da, muncesc! Marian a stat și a cugetat impasibil și rece. Acum a ajuns la o concluzie pe care o enunță cu valoare de lege. Ești tare în gură. Așa. Și proastă în meserie. Asta-i! Termină dracu, stai cu minte. Și atunci cum? Să o las pe ea să mă bată? Da. Să râdă de mine? Da. Fă, dacă vorbește cu tine și te învață de bine, să speli, să dai grijă de copiii tăi, să-ți întreții copiii și familia, asta înseamnă că te bate? Nu te bate. Sau inventezi de la tine? Inventezi de la mine? Mâncați așa, dacă eu am ceva cu tine. Uite, fă, hal de masă. Ia uite, așa îmi se fă rușine. Că vine lumea la tine în casă. Păi și nu puteți să o schimb, că spar tot acum, spar și televizor. Păi n-aveam cu ce să o schimb. Ai lăsat fața, mi-ai mai luat cu fața de masă. Acum lași fața de masă. Până îmi convine, fă-i femeie de tine. Nu-ți convine, pune mâna și fă... Victorița pune mâna, dar nu pe treabă, ci în părul Miticăi. Hai, vină cu coace. Hai, uite, ia uite vase. Hal de vase. Dă drumul la pământ, spui să mănânci. Pune să mănânc și eu acum, uite ce-i pe vasele. Spui să mănânci. Lasă că-l trebuie să le spăl și spui să mănânci. Asta-i vase. Pune mâna și spală. Vasili, vină încoace. Nu te scot eu, pune să spăl vasele. Păi cum să scot eu? Păi de ce să scot eu apă? Filia, tu să fii? Filia, să fii? Să spăl eu vasele? Nu dami, nu dami. Păi uite, fă hal, dar cum mâncăm? Hai să sparge-le, că nu e ale mele, sparge-le! Păi le spar, fă, le spar, fă, Firia! Spar! Cum? Mă atacă! Dacă nu da cu ala asta în picioare tele acum, ia-ți! Ia-ți, fă! Ia-ți! Hai! Unde și bea? Hai, uite, stau aici unde să beau și vreau să mănânc acum! Vrei, nu? Vreau să mănânc să beau! Să mănânci, da. Dă-te așa că ia să vedem în ce vase, mă, păi! Poftim! Vrea și mănânc! Nu-ți convine, arunc! Hai! Ce te fă să mănânc? Așa? Nu mai bea! Asta aruncă, aruncă, asta să ce mănânc. Ăsta e sos? Păi ăsta apă goală așa? Ăsta nu e pe banii tăi. Lasă așa, să mănânce copii. Dar nu, apă hai. Banii tăi, o aruncai. Păi de ce fă? Că acum mi te n-arunc apă mine, ce? Că n-ai cumpăr tu trei la vase, Firia! Nu un vas. Mă, ta să fii, trei la... Trei fă la vase, că-ți dau cu asta în cap eu, fă. Trei, trei, cu ce scoară vasile, fă? Păi nu fă vasile, adu fă apă, hai, adu apă, că le spune. Da, să spune vasile. Mai Mariane, mai, că că strică bărbatul să vedem. Marine, vine acum să vedem ce face nevastă ta aici. Autoritatea marțială a lui Marian trebuie să descălcească problema spinoasă a vaselor murdare. Ia uite, mai, că ce vase, ia uite, uite. Parabia fizică s-a văzut. Păi și ce vrei să-i fac, nu v-a plăcut vouă de aici? Mi-a plăcut mie de ea. Hai că mi-a plăcut la început, dar o nevastă nu se ține mai ca așa, i-ai dat nas. Păi așa mâncare, mai că... Are, aruncă mâncarea pe Marie. Tu i-ai dat nas. Vrei să vii de la muncă, Mariane, să spăl eu vasile, mai? Vei, nu-mi convine, mai că treaba. Ori ți-ai drumul cu nevasta ta. Nu-ți convine, pune mâna și-i ori fă dacă nu-ți convine. Vrei, mai că, păi m-am săturat. Când îi dăie mănâncă. Bălăceala, ai? Păi mi-e silu să mănânc. Nu mâncat, nu mănânc. Ia asta de aici, că nu mâncăm, auzi? Nu mâncat? Nu convine. Păi ce ne dai, fă! Ce ne dai, fai? Da, fă, cum mi te luar, că... Da, fă, da, aici și șefă. Ai mâncare ce-ai făcut tu? Aveți bani, luați-vă mâncare. Hai, dă-ne să mâncăm, că băiatul meu ți-a dat bani astăzi. De ce să-ți dau? Și-ai luat mâncare. Ce ne dai tu, de 300 de bani? A dat 3 milioane la babul băiatul tău. Și acum vine să ceară de la mine mâncare. Și mâncarea, dă-mi ce bani ai făcut? Unde m-am împrumutat la vecin? Păi te... Auzi, maică! Auzi, maică, asta are bărbat, să știi că are bărbat, maică. Dacă ea nu mai îngrijește copil, mai te îngrijește nici pe tine, înseamnă că are bărbat. Talentul deductiv al Victoriței îi trezește suspiciuni lui Marian, care se și vede încornorat. De la cine te-ai împrumutat? La vecin. Păi te vecinul ăla? Păi cum să mă îmi dă pe datorii, îmi dă bani împrumut. Păi mi-o să dau locații. Păi vede că e copii, am zis să-mi dea și mie. Păi nu vrea, n-am cerut. A, păi ție de ce-ți dă, maică? Mie? Înseamnă că ai ceva cu el. Că i-am dat banii și a fost corectă. Nu-ți dă și ei dă. Am fost corectă, i-am dat banii. Ție-ți dă, maică, nu? I-am dat banii și a fost corectă. Păi să-mi dea și mie banii. Păi ia, du-te și ce-mi... Să vedem, îți dă? Are ceva cu...
Are mai cu ea, are bani, pitiți. Ce problemă e aici, că sunt Ei, lăsă dreptul să fiu și lăsați-vă mă dreptul în pace. De unde scoți și păi cu asta bani? Păi cum să știu și Mă lași să spun, Vasile, că nu mai le spun. Mă lași? De unde scoți bani? De unde îi scot? De unde așa de aici? Ia stai tu la mine, cu mine la masă aici. Eu n-am niciun bană. Păi de unde scoți tu, maică, banii ăștia? Hai. De unde scoți? Mi-a dat vecinul ăsta împrumut. Păi ce ai făcut tine de ăsta vecin? I-am zis așa să-mi dea, până iau alocația, cu 100, două, când am nevoie. Păi înseamnă că ai ceva cu tine. Ai stai cu minte și nu mai ai ceva cu tine. Ce am cu el? Ia uite, mă, că sunt o nebunie. Asta te lasă, bă, prostule, bă! Încet, încet, discuția glisează către o nouă păruială. Sigur, Vasele Murdare rămân în așteptarea apei calde. Ce faci? Stai pe scaun cu mine de vânt? Să încălzească apa, să-ți spun Vasile. Cum? Da. Cum să încălzească trei ori? Păi scoate un farfurin și cu ce vrei să încălzească apa? Păi și că cu ce vrei să încălzească apa, păreți? Da, te faci, așa, nu mă dau unii. Ai spălat tu, Vasile, firii a... Păi cu ce vrei, păi călezi, mă? De ce faci? Păi ce faci? Firea! Că să fii! De ce ți-ai făcut? Firea! Să fii! Păi da ce-ai făcut așa? 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 Ce-ai mai spus în Vasile? Nu mai fac nimic, stai dreacu aici și lăsați-mă dreacu în pace, lasă-ne dreacu așa, duceți-vă dreacu și lăsați-mă pace. Auzi, cum mai fac nimic. Auzi, mai că mă dă dreacu ăsta pe mine. Mă dai dreacu, miticu, ai? Stai dreacu acolo cu nepotul tău și lasă-mă dreacului în pace că mai fac nimic. E frumos să zic, hai lăsați-mă dreacu în pace? E frumos așa? Ce vrei să-i fac? Ce vrei să-i faci? Nimic, nimic, tu să ne faci nimic niciodată, auzi? Ia du-te și stai și tu de vorbă cu ea. Că-i femeia ta. Oftând, Marian merge să stea de vorbă cu Mitica. S-a gândit la câteva argumente pe care femeia va trebui să le accepte. De ce ai plecat fost și noi eu, că ne da drag? Păi da, numai eu să fac, numai eu. Tu ce ai făcut? Ia vin un coace. Zi. Zi-vă de ce ai plecat. Păi da, numai eu să fac. Nu? Zi-vă de ce ai plecat. De ce ai plecat și noi? Și ce să faci? Să stați, o ascult, ne râde de da. Mine? Da. Zi de ce ai plecat. Zi, fă. Și ce să fac, mă, să stau să ascult pe ea? Și vinul de ce l-ai aruncat? Ai muncit-o pe vinul ăla? Zi, fă, ai muncit-o pe vinul ăla? Zi. O las pe ea să bea, să arătă da, de mine. Da, că n-ai muncit-o pe ziua de astăzi să-i aduci tu ei vin. Ai auzit? Mai faci așa? Păi să nu mai facă nici așa. Păi cum să nu mai facă așa? Să nu mai râde nici adună. Păi ea râde pentru că spune adevărul, fă. Păi auzit? Mă, tine. Ia mâna după mine. Ia mâna, fă. Ia mâna după mine. Mă, tine, să... Ai auzit? Păi ai auzit? Că nu mai râzi de ea. De ce te bate, zici? Zici că de ce de-ntini? Zici că de... De ce de-ntini? Zici. Zici că de... De ce de-ntini, f***a? Mă, tine, să... Mă, tine, să... Ce goasă. Dă-mi puțit. În urma acestei conversații cu soțul său, Mitica ajunge la concluzia că are mare nevoie de ajutor. Drept urmare, apelează la consilierul de urgență. A doua zi, povestea se reia de la capăt. Ce faci, bei cafea? Beau. Păi și unde ai fost azi noapte? Am fost. Mă vreau să știu și unde ai fost, cum în... Trebuie să știu și eu. Uite, pe mi-a plecat de aici așa. Păi de ce să plec? Păi de ce ai fost la femei? Așa îmi place. Păi cu nevasta acasă te duci la femei? Da. Da? Dar și normal. Cum și normal? Păi nu te gândești că ai doi copii și o nevastă acasă? N-are nimic. Cum n-are nimic? Pleci la 10 seara și vii de dimineață la 4, 5, 6. Da, și normal. Da, și normal? Stai cu minte, mă, și mă arunc acasă. Dacă m***a de aici. Cum la revedere? Uite de așa. Ce să plec? Așa îmi place mie să pleci și să mă lași în pace că n-am chef de timp. De ce vă certați, maică? Ia zi.
Că uite, a fost aplicată seara la 10 noaptea, a venit. A, și trebuie să stai să sucotești de dimineață. Păi atunci cine trebuie să sucotești? Păi treaba ai făcut, fă să că fac eu și treaba. Păi așa mă da mine. Treaba ai făcut să sucotești. Păi uite, vați, vinați. Fată cu... Stai să mă venit. Păi a venit aici să mă zămăcesc. Ia uite, spălă și vă. Stai să vezi acasă, stai așa, picior pe picior. Veți cafea, dar a zis de ea și o gură de cafea. Ia o dai și cocască picioarele, că să uite lumea unde omor. Da, că pe dai și cu câte păcinii la noi. Tu ce faci? De pe drumul de aici. Tu unde ai fost, Marcea? A plecat la 10 și a venit de dimineață. La barbut a fost. A fost la felie. La barbut joci, copiii tăi ce mănânc? A fost la felie. Trifoi. Trifoi mănâncă? Iarbă. Păi că să văd eu în spinarea mea, maică. Ia spune, cât să te țin? A fost la trifoi, la trifoi, auzi, la femeie. Duceți-vă, dracu, la muncă, mă, că nu sunt obligată să te țin și pe tine pe nevastă. Ca un disc stricat, Victorița reia aceleași reproșuri de ieri. Uite, Vasile, vezi? Lasă că le spăli toată ziua. Vezi cum spăl fătul, Vasile? Toată ziua am eu timp să le spăl. Toată ziua, toată ziua. Hai, te rog frumos, lasă-mă face. Vezi până tu, fă-fii, dracu, să fii. Vezi cafeaua, fă și dă-te așa. O placă de aici, fă-i. Să nu fă-i nici pol. Fă de drumul de aici, șacă, fă-i. Da, cine e nevastă, tu ridică. Da, mă, tu. Calzi mâna la ea. Tu ce faci? Lasă-le aici, nu spun niciun. Că ți le sparg în cam, Viticu. Ia, du-te-n și pleacă de aici. Bună ziua, bună ziua. Bună ziua. Bună ziua, bună ziua. Mitica? Da. Nicuina nu și-a bugeac, tu m-ai sunat. Nu te dai aici și-a, că ai venit și-a bugeac, îmi pare bine. Ce se întâmplă? Ce e aici? Uite, nu mai mă înțeleg cu femeia asta. Nu-și vede de copii, nu-și vede de bărbat, nu-și vede de casă. Păi m-am săturat să-i... Să-ți spun pe copii ei și adică și bea cafea, dar nu dă nici cafea, nici sigare. A plecat la 9 seara și a venit acum o jumătate de oră. Joacă barbut, ei de când a venit a dat o grămadă de bani la barbut până acum. Ne așezăm un pic să stăm de vorbă? Da! Femeie la Niculina nu și-a bugeac. Să rămână, sunt eu Marian, las loc doamnă. Uite, lângă mine te-ai pus. Și dragă unde să stai dacă n-am unde să stai? Ia spuneți-mi, Mitica m-a sunat și mi-a zis că e mereu ceartă și scandal aici la voi și că ea obosit, că nu prea mai poate. Este, doamnă, în fiecare zi. Victorița, da? Da. Eu sunt mătușa lui, eu l-am crescut de mic. Eu mă duc cu ziua la muncă. Când vin, nu găsesc mâncare, nu găsesc vase spălate. Eu trebuie seara eu să încălzesc apă să-i spăl copiii. Și mie nu mai cum, m-am săturat de femeia asta. Și voi locuiți toți aici sau cum? Eu locuiesc aici. Aici și da. Voi doi? Locuim acolo. În cealaltă da, casă. Da, tot eu fac și acolo. Deci tu te ocupi de ambele case, da. Tu faci curat. Cine da, face da. Curățenie? Eu fac. În ambele case? Da. Și pentru copii cine face de mâncare? Eu. Mm-hmm. Mitica, ia spune, tu câți ani ai? La muncă, 20 de ani. 20... Mulți înainte. Ia spune, pe tine ce te deranjează? Că tu ești cea care erai mai supărată și mai sunat. Da, mă deranjează că el pleacă noaptea, mănâncă, se spală, pleacă, se îmbracă, vine dimineața la 4, 5, 6. Dar el unde pleacă? Dacă îl întreb, îmi spune că ce mă interesează pe mine. A, deci tu nu știi unde pleacă, el pleacă. Ok. Dacă știi merge tu? La muncă, banii care aduce soce și joacă barbut, păi mă vine să ceară de la mine mâncare, țigări, cafea. Uitați, bea cafea, mei. Fumează, dar nu zice ai și tu țigare, să ai și o gură de cafea. Ce-mi dai, cana goală? Păi, altceva ce să-ți dau? Eu nu dau țigare lui femeia asta, chiar dacă e nevastă, mă nu-i dau. Da, lucru și să-i dă. Păi nu meriți. Da, nu-ți dau, păi, nu meriți. Păi cum te fac că a crescut? Păi de ce nu merită? Victorița, stai un pic, să ne înțelegem. Spune-mi și mie, Marian, de ce spui că nu merită? Că până la urmă ai făcut doi copii cu ea. Ăștia doi copii au fost un accident. Ce să mai de acolo până acolo? Nu merită. Pitește bani de mine. Dacă îi dau un milion acum să duce și ia mâncare, ia mâncare, dar pentru azi și spune, a, mă loc, nu am luat mâncare, ieri a fost bani. Dacă cere mâncare bună? Păi stai că te calcă picioare aici, de vede toată lumea asta la tine. Nu mai mă spui. Du-te-n... Da, tu muncești, aduci bani? Eu nu muncesc domnișoară când sunt obișnuit. Pe mine m-a crescut tușena și cu unchiul meu de n-am muncit niciodată. Dacă muncesc 3 zile, zac o lună. Te îmbolnăvești dacă muncești? Da, și normal. Uh-huh. Nu-mi place mie muncă. A, deci tu recunoști că nu-ți place muncă. Eu recunosc că nu-mi place munca, dar să recunoască și ea că nu face nimic. Marian este un monument de lene și nesimțire. Faptul că soția lui îi calcă pe urme nu ar trebui să-l deranjeze. Dar culmea, asta îl nemulțumește cel mai mult. Mai ne ține copii, eu să mai crească copii și pe urmă spun, tu cu măta și cu tatu, eu cu mama și cu ta. Păi eu o calc în picioare. O bați? Să fiu al de... Mi-e frică să mă dau. Păi ia bătaie pe gura ei. Tare în gură. Degeaba, nu? Gura ei și pe că nu face treabă, de-aia ia bătaie. Deci, Marian, tu consideri că tu n-ai nimic de împărțit? Nu, nu. În afară de copii? În afară de copii nu mai am nimic. Nu este.
O femeie, de unde viu, de unde nu viu, că să mă scuzați, că viu de la femeie, că viu de la barbu, că viu de unde viu, trebuie să stea cu minte, să-și vază de treaba ei, să-și vază de oala ei. Vii de la femeie și de la barbă și tot e să fii proastă, da, e tare în gură. Mesile de tine fă când te văd aici lângă mine. Du-te-n mă, te dai aici și așa. Maria, ce vreau să te întreb, dar voi vă mai culcați împreună? Odată de la sărbători. O lună, două, trei. Ce să mai mă culc cu asta? Dacă se duce pe fiecare seară și se culcă cu alta dumneavoastră. Dar și normal. Tu nu te culci cu altul. Tu crezi că are pe altul? Da, și cred, sigur. Ce să mai? Mitica, ia spune-mi și mie, ce te face să stai așa aici lângă Marian și lângă Victorița? Copii. Bătută? Copii. Ce zice el, eu ca femeie că umblu cu bărbați, nu e adevărat. Da, ce zice că nu îl mai interesez, e adevărat, da. Nu îl mai interesez. Copiii sunt adesea singura rațiune pentru care cupluri incompatibile rămân împreună. Consilierul de urgență a văzut acest scenariu de multe ori, dar știe că această problemă nu poate fi adresată direct fără o pregătire prealabilă. Bun, ia spuneți și mie, ce treburi sunt de făcut la voi în gospodărie pe ziua de azi? Să spăl vasele și să fac curat. Deci în afară de spălat vasele și de făcut curățenie, ce mai e de făcut? Să mă turbătătură. Să facă groapa de WC unde am început-o eu și n-am terminat-o, că da. Nu pot. Ia, pe asta e treaba de femeie de păi și vrei să fac eu? Păi haide să vedem, atunci care, ce face astăzi? Mai fac și eu curățenie, mai. Mă turc tu pe aici? Mă turc, de ce să mă turc? Bine. Eu fac curat. Bine. Și vasele cine le spală? Tot dacă e mai tânără, nu? Tu stai, nu, tu stai și vezi la ea cum mătură, îi arăți că nu știi. Și groapa de WC-ul, Marian? Nu pot, doamne, eu nu pot să muncesc. Da, de ce nu pot? Nu pot, mă doare piciorul, mă doare mijlocul, eu nu pot să muncesc. Nu pot, să facă ea că e sănătoasă. Păi eu sunt bărbat să fac groapa de WC. Dacă te ajut și eu o faci cu mine? Nu pot, dacă nu pot. Păi ea să le facă pe toate, mă? Păi da. Cine să le facă? Și tu nu faci nimic. Ea le face pe toate. Și care e rolul tău atunci în casă? Spune-mi și mie. Eu mi-au răspunderea și mi-asum răspunderea să-i aduc bani pe fiecare zi în casă. Mereu, pe fiecare zi, pe fiecare zi, pe fiecare zi. Păi face treabă, e de femeie, nu de bărbat. Păi și le pe toate dacă vrei să-ți aduc bani, să spui că nu mă dau bani lui Lelica și ți-i dau ție. Tu o condiționezi pe ea să le facă ea pe toate și atunci tu îi dai bani. Da, și normal. Dacă face pe toate, tot. Și ce ar trebui să faci tu? Eu să stau să mă uit. Mă, haide să vă spun ce văd eu aici la voi. Voi doi ați vrea să o aveți cu Mitica. Ia să nu iasă din cuvântul vostru. Scuzați-mă, nu contează, că-i convine, că nu-i convine. Scuzați-mă două secunde. Nu i-a cerut nimeni să asculte de mine și de mătușa mea. Da, de cine? Să asculte de mătușa mea, să asculte de mine personal, de că eu sunt bărbatul. Nu e normal. De mine personal, dacă a ascultat, așa. E bine și pentru ea, dacă când ascultă, o bate mereu. Deci ea n-are dreptul la nimic, ea n-are dreptul la nicio părere, la nicio opinie, ea n-are voie să fie supărată, ea n-are voie să nu-i convină. Are voie, dar să nu cred că are voie, ea n-are voie să caște gura. La mine? Nu? Exemplu, uite cum stăm acum de vorbă. Să dea în mine? Păi m-a crescut ea? M-a născut ea să dea domnișoară mine? Ea n-are voie să spună că nu-i place, că nu-i convine, că e bolnavă, că o doare. Da. Deci aici este un regim. Este dictatură, măi. Că de-aia s-a mărita, să facă. Nu e, bine. Haideți că am stat destul de vorbă. Da. Haideți să facem și treabă. Da, iar cu Marian să vedem. Poate discutăm să facă și el ceva. Hai, du-te, fă și fă treaba cu de ce mai stai. Hai că când ai venit, dacă nu e gata așa... Nu e treaba, gata, să vezi ce te calcă în picioare. Așa cum ați văzut, mentalitatea poate să facă foarte mult rău. Important este numai ce-mi doresc eu, cum vreau eu, restul nu mai contează. În această familie, munca fizică o duce Victorița. Marian joacă barbut, face tot felul de afaceri, dar el nu muncește, a recunoscut. Nu-i place, pentru că așa a fost crescut. Iar Mitica acceptă o poziție în care este permanent bătută, ea spune că pentru copii. Păi cu aia am spălat tu vasile. Stai, vite, ții de capul meu. Păi, hai, du-te de aici la treaba ta, tu de n-ai ce? Treabă? Păi cu am spălat fătul masă aia, freacul frumoasă aia. Cu ce s-o frec? Uite, îmi vezi cu un frec? Cu un pic de apă, fă maică, firara, de apă, fă firara. Numai cu ce să încălzea, păi cum fii, da, fă, sper tu mie vasile astea, fă ce vase sper tu, nu așa? Nu te mai ține de capul meu, că le las aici și nu mai fac nimic. Aul! Lasă-mi îngălzească apa, uite, mă duc și mai mă gândesc eu până să îngălzește. Cum, te odinei de-a să cauți lemne, nu? Lasă-mă să fumez păi, țigare și să-mi bea cafeaua. Păi caută, maică, uite, de cum să încălzim apă, Michi. Bei cafeaua, nu? Da. Fumez. Vrei cafea? Că te-ai sculat de dimineață, nu? Ia du-te, mă, mă, colușa și caută-le mișoare.
Du-te de aici, mă duc la asta, lasă cafeaua, jur. Rosie, cafea, nu-ți dai nicio cafea. Mă lași, dracu, lasă cafeaua. Lasă-mă în pace să beau. Lasă, fă cafeaua jos. Miticu, lasă cafeaua. Și ce vrei să-ți fac? Păi, fată, lasă cafeaua jos și uite, caută firia de mă duc să pui să-mi gândească ăsta cu minte, mai da mine. Firea de viață, de unde te luase băiatul meu? Pune mâna și până să încălzești, o apă spune. Măi, fetelor, se aude vocea voastră de la jumatea saltului. Păi, se aude, domnișoară, că ia, uite, și ia de 5 ori să încălzească apă, să încălzească la soare. Păi, dacă n-am cu cine, am lemne cu ce să-mi fac? Zice că ce-am cu ea. Așa ești mereu cu gura mare, Victorița? Nu sunt mereu, dar sunt când de pe dreptul meu, dar nu-mi convine de ea. Ia uite, mai am put de praf aici. Mai tare vă place să comentați una de la alta. Mai mătură un pic, bătătura, eu știu, e treaba ei. Și acum se așează la masă cu cana de vin. Eu beau că muncesc. Ia uite ce am măturat. E, dacă nu știu eu să mătur, auzi, domnișoar. Eu nu știu să mătur. Păi așa, ia uite cât ai lăsat gunoiul. Păi ia tu, mamică, mătura mână și mătură tu. Da, ia tu găleata să speli. Și de ce nu-ți dăm că nu știu să mătur? Păi dacă nu mătur bine, cum? Auzi, râd de tine. E bine, mai că uite, mătur. Haideți, fetelor, că numai gura ai de voi. Vedeți-vă de treabă, hai. Păi nu arunca apa, că nu mai duce. Păi asta e apă de limpezi. Firear, mama, e acum. Ia uite, dacă asta, ia de mamică să-ți arăt. Nu, și-am pus să te duci la uite așa să pleacă găleata. Uite, mamică, uite, mamă, ia uite. Ia uite, firear, mama, e a... Fie dacă mai lăs o apă, că n-am de uite. Victorița folosește puterea exemplului personal ca material didactic. E drept, lecția este atât de plină de înjurături încât rolul educativ practic dispare. Ia găleata frumos, firia cu mătă. Lasă-o, și du-te dracu la apă, fă, că n-avem cu ce să ușor, ne ușor, ușor, fetelor. Du-te la apă, fă. Du-te dracu, panara mea, dracu la apă, fă. Hai să încălzim apă, că asta nu e apă de vas. Hai că s-a negrit apa aici, că am fletat găleata, că tu nu știi. Miticu, hai mamă să punem apă la încălzit, că asta nu e găleata. Ia uite, apa asta e neagră. Păi înclătești vase cu un pic de apă, un pic de apă la încălzit. Și tu ce faci acum? Lasă-o să facă. Mături. Păi nu că văd că mături, eu văd că speli vase. Păi dacă femeia asta nu e stare, ce să mai fac doar? Unde e cu derula să spăl vase? Du-te acolo și ia de la tine. Păi n-am derula. Ia du-te, vezi. Caut acolo că este în punguliță aia acolo. Victorița, da. Stai un pic de vorbă și cu mine? Da, stau. Măi, sunt totuși 5 ani de când fata asta aici la tine. N-ai reușit, deloc, să o educi? Nimic. Păi n-ai ce să scoți. Ce știe? De la măsa și la taxă, poftim. Cred că dacă tu îi spune cu frumosul și îi spune mai încet așa... Păi de câte ori... Adineu ne-am spus cu frumos, mă, mamă, cu ce faci tu foc? Ia căutăși tu, apă, cu ce, ce faci tu foc? Ia, nu. Eu zic că dacă tu te liniști și n-ai mai fi așa nervoasă, nu se face în locul ei. Dar să o înveți, dar să o înveți cu frumosul. E, uite, acum îți convine ce faci? Îți convine cum lucrează? Să vedem? Poate că nu convine cum spală vase. Ia, hai să vedem și vreau să te văd. Da? Vreau să te văd. Da? Dacă ești în stare să te abții. Vreau să văd dacă tu poți, pe un ton mai liniștit, să-i spui cum să fac. Normal că poți să... Mitica, ea spune și mie, mereu așa cu țipete și cu urlete, zice? Ți-a zis cal vreodată? Nu mi-a zis. Când e beată, așa. De bea, atunci începe scandal. Deci să înțeleg că ți-a spus și cu frumosul. Da, și cu frumosul și așa, dar dacă zice acum cu frumosul și pe urmă vine să ține de capul meu, cum mai vine să mai fac treaba aia? Dacă eu spun mereu și ea nu mă înțeleg, eu ce să-i mai fac? M-a duce la disperare. Să-i vorbești frumos. Cât să-i vorbesc? Și dacă îi vorbesc frumos și tu nu faci? Un milion de ori să-i vorbești frumos și ai să vezi că încet, încet se schimbă. După 20 de ani. Încet, încet se schimbă. Recunosc, nimic de zis. Nu mă dau în sus că nu i-am dat o palmă sau nu i-am dat cu mătura. Da, dar dacă nu-mi convine chiar deloc ce face în 5 ani de zile... Victorița, atitudinea asta a ta, că tu nu mai vrei pe ea, că te-ai săturat de ea, să știi că se simte. M-a săturat peste capa. Se simte. Dacă ai să stai non-stop cu gura pe ea, n-ai să obții nimic de la... Băi, firar, păi nu țipă odată, păi înseamnă că ai ajunge să mă ia la bătăie pe mine, dacă eu nu-i zic nimic. Eu nu cred. Păi până nu țipă femeia asta, ea nu face treabă. Ești dispusă să faci un efort și să profiți și de faptul că eu am venit aici ca să... Da. Faceți cumva să începe să vă înțelegeți. Da. E, ia să te văd cum îi explici frumos cum să spele vase. Uite, o să-i spun frumos, domnișoară. Ia, uite. Le lasă aici. Găleata asta, mamă, să pune aici. Pune și tu astea mai aproape, așa. Așa, fata. Văd că poți să ai și voce blândă și plăcută. Am, domnișoară, da. Tu ai făcut lucruri în locul ei. Și întotdeauna când faci lucruri în locul cuiva, cum ai făcut și cu Marian. Da. Pă Marian nu l-ai lăsat să facă nimic și uite ce putoare ai. La fel faci și cu asta mică, la fel o să faci și cu nepoții tăi.
Așa. Victorița pare convinsă de adevărul celor spuse de consilierul de urgență. Să vedem dacă este o convingere care poate fi aplicată practic. E, ia uite-te, acum cum a spălat, până acum ești mulțumită, ia vezi. Hai, sunt du-te și uite-te, nu de la distanță, uite-te. Uite. Ia să vedem. Sunt spălate cănile, ești mulțumită? E bine. Hai să mai vedem. Mai e? Dacă vrea, știe. Vezi ce frumos e cum faci treabă. Păi este, dar să nu mai stai cu gura pe mine, că dacă tu nu stai cu gura pe mine... Dacă eu, tu-ți faci treaba ta normal, spui vasul, tu faci tu curat, mai am eu ceva cu tine să mai iau de tine? Hai. Mai veni să mă verifici, că văd eu dacă, dacă mă uit acolo și văd că nu e bine. Ce mai că târziu? La ora asta. Deși nu o foame. Profitând de liniștea din curte, Marian s-a dus să se relaxeze. Ce faci, Mariane? Ești obosit? Da. Ai muncit prea mult? Da. Ce ai făcut azi noapte? M-am plimbat. La ce te uiți? La desen. A, păi să înțeleg că ești la concurență cu copiii tăi. Da, cu ei mă înțeleg bine. Păi cred că vă înțelegeți bine, că sunteți cam de aceeași vârstă, așa. Tu nu vrei să faci nimic, nu-ți place? A, când aud de muncă, mai bine mă bați. Eu cred că te-a răsfățat puțin cam tare, Victorița. S-ar putea spune și așa. Ia spune și mie, ce crezi tu că îți facă un bărbat în casă? Un bărbat ar trebui să muncească, să aducă bani. Marie? Ui, la desene. Păi ești copil, mai că mic, să te uiți la desen toată ziua, mă, Mariane, mă. Și altă treabă nu mai facem, nu? Nu și pot, mă doare nevastă. Piciorul, nu pot. Te doare piciorul? Da, nu că nu vreau, eu vreau să fac, dar nu pot. A, nu mi-e și lene. Ți-e lene? Da, a, eu cred că de lene nu poți, mai, Mariane, da, lene, nu de picior. Și ăsta e un puturos. Victorița, e greu de crezut, după atâția ani în care a fost învățat, să-i faci aia, să-i faci aia. Este greu de crezut că acum dintr-o dată îi apucă pe ei așa pe amândoi hărnicia și responsabilizarea. Aveți dreptate. E greu de crezut. Este foarte greu. Singura șansă ca ei să învețe ceva, să învețe să facă ceva și el și Mitica, e să ții mâna de pe ei. Dacă tu în continuare le porți de grijă, nu să facă, ori să aștepte. Spune-mi și mie, și îmi spune ce face un bărbat. Ce ar trebui să facă un bărbat într-o casă? Eu, treaba momentul, și rolul lui într-o gospodărie. În momentul de față, așa, sunt femeie acum, nu mai sunt bărbat. Acum ești femeie. Bun. Da, și normal. Hai, te lăsăm femeie. Un bărbat trebuie să muncească. Așa. Să muncească. Să aducă bani, să aducă... Așa. Așa. Și dacă mai... Dacă aveți și o femeie pe plac. Victorița, acum l-ai crescut așa, așa... la... La avem. Uite, eu îți propun. S-a învățat în spitalul noastră. Eu îți propun ca de acum încolo. Ai, și tu test, câteva zile, câteva săptămâni. Nu mai face nimic pentru ei. Nici pentru el. Păi da, da, face pentru ea. Nici pentru Mitica. Și îi lași pe ei doi, cum sunt, bun, răi, cum ar fi, să-i gospodărească. Așa o să le fac, că n-am altă soluție. E posibil ca și acest fapt de a face lucrurile în locul lor și pentru ei să fie alimentat neînțelegerea dintre ei. Ce zici? O luăm ca pe o experiență, ca pe un experiment, da, să vedem, da, dacă iese? Da, o luăm. O luăm, de ce nu? Vă lasă pe voi, Marian, pe voi cu casa voastră, cu gospodăria voastră, cu copiii, cu, da, ce aveți, da, voi, da, de, da, făcut. Voi să vă descurcați. Da. Batem palma? Batem. Da, da. Ha. Batem palma? Da. Acum vă las, să aveți o zi bună în continuare și ne vedem mâine de dimineață. Da, doamne, bine, la revedere. La revedere. Sărmân. Iată una dintre cele mai frecvente greșeli pe care le facem în educație. Facem lucruri în locul celuilalt. Îi luăm responsabilitatea. Și iată ce se întâmplă. Copiii noștri ajung la vârste adulte și se comportă ca la 4-5 ani. Experimentul pe care l-am propus Victoriței este să-i lase pe cei doi să-și asume responsabilitatea. Să învețe ce înseamnă să fie o familie. Să nu se mai comporte ca niște copii. Este posibil să fie prea târziu. Este o provocare pentru toți. Ziua următoare începe la fel ca și precedenta. Victorița, cu berea în mână, o ceartă pe Mitica. Ce faci, mai că te piepți? Pe ce să fac, mai mă piepți? Păi curat ai făcut paturile astea, ce faci? Lasă că faci eu curat. A, și copiii te-ai încălțat, te-ai îmbrăcat, te-ai încălțat, te-ai îmbrăcat. Și vii tu să-mi tragi mie observație acum, dacă păi ai făcut curat, ceasă, păi du-te la tine acasă de aici. Păi cât de ce te piepți și te ai făcut-o? Păi ia uite paturile. Ia uite, vrei să-ți fac eu, păi până... Când fă, până când? Până când fă, până când s-a suport? Du-te la tine acasă și nu mai veni tu să mă comanzi. Până când fă, firia de să fii cu măta, să fii... Ia zi, păi până când s-a suport eu? Păi nu-mi fac eu tine toată ziua să fac, dă-mi de aici și așa. Ia mâna, fă, ia uite, fă ce, până la asta, poate nefăcute, ia spune-mi. Nu să-mi tragi și-mi observație, du-te la tine acasă.
Păi am eu timp să fac așa. Păi așa vrei tu să stai în casa asta. Ia uite, fă ce ai aici. Lasă așa. Ia uite, mă, că ce ai aici. Ia uite, mă, le dai jos. Ia uite, mă, așa în halul ăsta să stai tu. Nu te dai cișea și lasă-le aici. Da. Să fii te piepți, ne? Da, și ce să fac? Te piepți în fă? Firia cu măta, să fii știi să te gătești, ai? Da, tu ce să fac? Să-mi sluga la copii, tăi și sluga ta până când? Și de copii și afară de până aici. Până când fă să-mi sluga ta, ai? Ești afară de aici, mai dau cu măta. Ce faci, te dai la mine, ai? Te dai la mine, firia că mă încurci părul, dar te dai aici, ai? Repede, acum, pune mâna și făcura când zic. Mai bea beri. Dar tu ce mai când vezi beri? Beri ai. Da, ce mai când vezi tu berea? Ești afară de aici și ai berit să vezi? Da, ce vezi tu berea? Ești afară de aici, vii cu sticla de bere la mine, du-te afară de aici, vii să tragi mi-o servație. Păi fă mâna și fă curăț. Păi lasă că am eu păi pune mâna, mâna fă și fă paturile dacă ți-am spus. Ai venit cu sticla aici la mine să tragi tu mi-o servație, ești păi afară de aici. Păi ce faci, te piepțe și treaba ai făcut-o? De la jumătatea satului se aude, ce ați făcut fetelor? Ce e aici? Până la ora asta și de o femeie și de să pieptene până la ora ce-i asta. Cu tău? Ce-i cu ce să-i fac? De ce faci mai cu mătura în mână? Mă bat păi, cu mătura. Ce să-i fac? Cum a rămas între noi două? Ce, păi ce a rămas că faci? Da, eu îmbracă copiii, eu încalță copiii, nu curat în casă și eu ce să-i fac? Păi ce am discutat noi ieri înainte să pleci? Păi nu pot să stau așa până la ora asta cu ea păi, în calul ăsta, nu pot să stau. Păi puțin cam târziu, Mitica. Nu trebuia să fie gata? Am fost și obosită, ieri am făcut treaba, stau cu copiii aseară. Păi uite copiii, tu i-am încălțat, i-am îmbrăcat și tu stai în casă Victorița, știi ce am discutat noi ieri, că o lași păi în pace. Păi da, doamne, v-am spus, v-am promis că o lași în pace. Păi și ai lăsat-o. Da, așa domnișoară, așa în halul ăsta, până la ora asta. Victorița, eu sunt de acord cu tine că uneori ai dreptate, dar metodele tale de a o face să facă sunt total neortodoxe. Ceea ce faci tu aici. Păi am spus cu frumos am luat-o când aveți. Păi spune-i cu frumosul până când păi face. Păi dacă i-am spus, ce faci mai că te pieptăni și curățenia? Ce faci? Mă pieptăna și eu și făceam curat. E frumos așa? Așa. Hai de dumneavoastră dacă considerați că e bine până la ora asta. Să nu fie un pas făcut, să nu fie nimic făcut. Victorița, am stabilit să o lași în pace. Nu te-ai ținut de cuvânt. Hai, ia, du-te tu. Ia, du-te tu la tine acasă. Du-te tu la tine acasă. Hai că și tu ai destulă treabă de făcut. Mă duc, domnișoară. Că nici la tine nu sunt multe de aranjate. Hai, Victorița. Să-i fie rușine, fată tânără, ce e fila. Lasă-o să facă. Hai, lasă-o să facă că ea face. Dar ia du-s-o pe capul meu. Hai, pune-și tu mâna și fă nu mai sta. Așează-le un pic că iar vine. M-am spus și eu mai târziu. Am băut și eu un pic de cafea, m-am pieptănat și eu. Și acum ce am să fac curat? Și a venit și a început să-i meargă gura. Că de ce nu fac curat și stau până la ora asta? Dar spune și mie că ești destul de puturoșică și tu. Am observat eu că nu prea ai chef să faci. S-a întâmplat ceva de nu mai vrei tu să faci? La început făceam, acum mi s-a luat. Păi dacă eu am văzut de prima dată că el a plecat, a venit de dimineață, joacă barbușalea și vine și spune, dacă îl întreb unde a fost, nu spune la femeie, păi mine mai mă trage inima aia să mai fac o treabă, să mai... Și atunci tu ce decizi să faci? Să stai așa la eu infinit? Eu decizi să stau aici, să rămâi cu el, să mă împăc cu el, să nu se mai bage nici în aia noastră, să ne lase pe noi în pace. Tu înțelegi cumva că ceea ce se întâmplă aici e abuz, e și abuz fizic și abuz psihic, ce îți fac ei ție? Eu înțeleg, dar nu pot să plec. Dacă mi-ar da copii pe amândoi, aș pleca. La doar 20 de ani, Mitica nu are încă maturitatea de a-și rezolva problemele. Ea preferă să se complacă în această mizerie pentru că nu știe altceva. Tu te-ai gândit vreodată că dacă copiii tăi cresc așa văzând că tu ești bătută și de Marian și de Victorița, cât de rău o să le fie lor mai târziu? M-am gândit, dar te-ai gândit la asta? Da, cum n-ai ce să faci? Nu am ce să fac dacă plec. Nu pot să le iau. Dacă rămân aici, tot așa este. Tu spui că stai pentru copii. Numai că pe termen lung copiilor tăi le faci rău. Păi dacă el mă bate și el în casă, copiii încep să plâng și nu, nu mai că când... Deci vezi, deja copiii tăi știu și simt chestia asta. Însă pe termen lung, copiii tăi vor crește niște copii cu traume. Văzând că tu ești bătută și de Marian și de Victorița. Da. E necesar ca tu să iei decizia asta. Nu mai vrea el să te bată. Pur și simplu să nu-i mai permiți. E vorba de atitudinea ta interioară, de decizia pe care tu o iei cu tine. Fă un exercițiu așa de imaginație. Gândește la Andreea. Imaginați-o pe Andreea pentru o clipă plină de sânge și tăvălită pe jos și bărbată sunt cu o bate. La șumur. Știi de ce ar ajunge acolo? Din cauza mea. Pentru că tu acum accepti să fii bătută. Și copilele tale vor vedea și vor zice, e normal, așa trebuie să fie.
consilierul de urgență a reușit să o pună pe gânduri pe Mitica. Sigur, de aici până la o schimbare efectivă mai e mult, dar piatra de temelie a fost pusă. De multe ori credem că facem ceva pentru binele copiilor noștri, dar nu ne gândim la consecințele pe termen lung. Copiii care văd abuzuri, bătăi, violență, sunt copii care vor crește cu traume și care la rândul lor vor accepta trauma, abuzul, violența. Între timp, în curte, Marian se tratează singur cu niște rămășițe de bere. Stai, așa, să meargă treaba. Stai să pun și în asta, că n-am în asta. Ce faci? O iau la... Unde ai fost? Unde a fost? Să te aduc bani mulți, așa, pachet, un metru pe metru, să ai să cheltui toată viața. Unde ai fost, mă? În fost. Ai fost la Barbut? La Barbut, nu în Barbut. Du-te în mea de aici. Da, am jucat cu unul femei pe femei și el a câștigat și așa trebuie să te dăruiesc la unul. Pleacă în mea de aici. Unde să plec? Și tu și vreți bani? Așa, bani. De unde? Bani, ți-am trimis bani de Grecia, bani. N-a fost în stare, te-a acum, la dracu liniștită, în banca ta, nu m-am supărat că eu n-am bani de unde să-ți dau bani. Dacă n-am, de unde, păi de unde să cer bani? Păi am dat 8 milioane de dimineață, de unde să mai dau? Lăsă-mă, dracu, pace, mă înveți tu pe mine și păi unde n-am. Păi, ce ai dat 1 milioane? De ce? La magazin unde a făcut datorie, fumează 5 pachete de țigări. Mamă. Du-te, fă, dă-i, mă, cu mine, nu mai arunca. Du-te, mea, lasă-mă să beau aici și așa, că să ne îmbrânză, nu te basă în cază mâine. Stai, mă! Lasă mâna jos! De ce să lasă mâna jos? Stai cu minte, lasă-mă, mă! Lasă-mă mâna jos! Stai, mă, cu minte și nu mai da! Hai, dă coace, Vlada, să nu-ți dau nimic! Să moară eu unde n-aruc asta pe tine! Hai, stai cu minte! Du-te, nu să vorbești, ce-ai făcut, unde ai fost? Pe dracu, cu minte, fă, mea, nu te calcă picioare, dar vede toată țigănia asta, n-a. De ce să mă calci în picioare? Și vecinul totul... care îți dă bani de te... și vecinii totul și tot, e, și tot. Ai dat la Barbu bani, totul cheltuie, fă... ești cu gura tare, uite, ai luat altă bere? Da, și normal, să rămână, să trăiască familia, mersi mult. Du-te, fă, fă, fată, de aici. Lasă-mă. Ia să vezi că nu bei nicio bere. Ce să vorbești? Du-te în sos. Aha. Ce faci, fătă, cu berea? Da, bani de bere ai, dar da, ceva n-ai. Stai cu minte și nu da, stai cu minte, mă, și nu da. I-am dat de dimineață, bă, scuia mea. Mătii, banii care i-am dat de dimineață, pentru tine ți-a plăcut? 8 milioane? Bă, gamea, ești mătii. Stai banii mei, făi. Mătii, mă vezi tu pe mine ce-am de făcut, ai? Ce s-a întâmplat? Vine să-mi arunce bere. Arunci tu bere pe mine, fă, adică n-a aruncat alții mai șmecheri și arunci tu bere pe mine? Te calcă în picioare, să pușcă, te calcă în picioare. Te-am bătut? Da. Spune mai tare, da? Tu nu știi cum o e de la mine. De ce ai dat în eu, Mariane? Păi am dat de dimineață 8 milioane, am dat 5 milioane 700 la magazin și așa? Unde am avut eu alte datorii. Așa, bun. Și acum vine să-mi arunce mie bere. Păi de ce ți-a aruncat bere? Ca așa vrea, de ce beau? Că am fost la Barbut, auzi, am fost la Barbut. Păi și ai fost? Păi am fost, de ce să nu fiu? Ea vrea bani mulți, așa, mulți bani. Dar nu se poate așa cum vrea ea și mătușa mea, mulți bani. Ce-ai făcut, măică? Ce-ai făcut, măică, de vă certă? Bani mulți, doamne, că n-am băut să iau banii aia mulți, să mă duc să sau... De ce plângi, măică? După aur, ce să fac? De ce mai cobați? Lăsă-mă dreacu pe pată, fă. Păi de ce mă mai cobați, Maria? Lăsă-mă dreacu că să moară... Da, du-te, dracu, și nu mai bea atâta, mă! Da, și... Ui, du după măta! Ia uite ce mi-a făcut, uite! Nu ți-e mă rușine să stați mâna, măică, la mine! Fata mea, pentru banii aia care a pierdut, nu vă omor pământul. Păi cine, și când a venit un chită, unde dracu ei? Lăsă-mă, dracu, unde dracu ei, mă, firia, cu să fii de jigodeală? Hai, Victorița, lasă-l și tu! Da-l-o asta! E băut, acum lăsați-l în pace să se ducă să odihnească! Firia, să fii cu băutura de tine, de Victorița, acum n-aveți ce discuta cu el, că-i băut. Lăsați-l în pace să ducă să odihnească. Păi hai, doamne, și-a aruncat cu bere pe mine, firul ăla, să fie, că mai îl blestem că l-am crescut acum. Hai și tu de aici. Lasă. Creștea-l iarbă pe tine să crească, măi. Hai, du-te la copii, tu, hai. Să crească iarbă pe tine. Să crească iarbă în firul
cu de prost, de nesimțit. Lasă-l, nu-l mai... Te agonez de la casa mea până la urmă. Te agonez când p***a mă tine să pleci de aici. Nu-l mai interesează. Să pleci în p***a tine de aici. Lasă-l iarbă pe banii care vi dau. Consilierul de urgență știe că nu se poate discuta decât în liniște cu un om într-o asemenea stare, așa că, după ce elimină sursele de conflict, îl abordează cu calm pe cetățeanul turmentat. Ia spune, Mariele, ce te-a supărat așa de rău? De ce ai bătut-o? Datoria care a făcut-o ea, eu i-am plătit-o. Așa. În afară de datorii, am mers, am luat mâncare, am luat ce i-a trebuit cu copiii ei. Copiii tăi. Copiii mei, nu? Le-am luat de acolo ce le-a trebuit lor, pac, pac, una alta. Așa. Ce mi-a zis ea, aia am luat. Eu văd că ești cam supărat că ai dat banii ăștia. Păi sunt, Doamne, sunt. Păi nu copiii tăi și nevasta ta nu trebuie să mănânce și ei? Trebuie să mănânce, dar eu când pierd la barbut... Așa. De ce mă cer? Păi sunt bani cu care ați fi putut să faceți alte lucruri în casă. E, așa o cer și eu pe ea că era banii. Bă, țifule ordinar, vagabă, să-ți iei drumul de la care casa mea. Care făceam altceva cu ei. A, nu știu, nu ți-ai care, banii de mâncare. Păi să nu mai mănânce. Păi să nu mai mănânce ca să faci tu altceva cu banii. Filia, sau cum? De vagabon, tu dreacu. Care eu cred că să mănânce. Să dacă mănânci. Dacă îmi mănâncă în cauar ce-a mâncat pe mamaie. O, să te lase, ta, să pleci. Du-te, dreacu. Este să vedem unde e cu unchii tău. Pușcări de nu le mănânc cu dinții. Nu trag din ele ca din câine să mă trăgească. Mariele, tu crezi că asta e o soluție? Ce mai mare soluție? Să le bați? Da. Și crezi că atunci fac ce zici tu? Imediat faci. Rapid. Eu nu prea cred. Pălele dezbrăcate cum le-a făcut mama lor. Nu ți-e rușine, mai. Te-a bătut cineva vreodată? De nu m-a crescut unchiul meu ca pe împăratul verde. Și nu ți-a dat nicio palmă niciodată? Tinichelile astea se pune cu mit. La cât de beat este, Marian este foarte aproape de a pretinde ca lumea să-i se adreseze cu apelativul maestate. Tu te-ai gândit vreodată la felul în care ai fost crescut? De ce, și de cine ai fost Maria crescut? Maria, ne vorbești tu, maicaș. Ce ți-am greșit noi că te-am crescut? Ca pe, copilul meu te-am crescut. Și tu-ți bagi joc de mine, maică. Pe așa o respect, mă, pe Victorița care te-a crescut. Problema e că eu m-am născut cu 300 de grame șmecherie. Te-ai screfirea al creșterea ta. Să fie, măi. Uite, dracu, și tu de aici. Auzi? Să ne bune să nu vă bapă amândouă. Mă, dracu, mă lăsați? Vorbește mai frumos, că uite, avem și noi pe domnișoara lângă noi aici. Mariane, tu ar trebui să te odihnești, că e supărat rău acum. Nu, doamnă, nu mă odinesc. Vreau să o chem aici. Să mai bați o tură? Nu o mai bat. Aveți cuvântul meu de onoare dacă mai bat. Și de ce vrei să o chem? Să vedem ce mănânci. Ia, să vedem. Ți-e foame acum? Da. Mitico, maică! Ai cumpărat de mâncare? Da, Mitico! M-a și udat firar al sufletului. Dacă ui. Ai cumpărat, înseamnă că e Mitico, de mâncare. Mitico, trebuie că te cheamă. Hai tu să mănânci. Mariana, atitudinea asta a ta față, în primul rând față de Victorița, care te-a crescut, tu îi datorezi respect. Da, respect. Cum sunt? Tu i-ai vorbit acum ca la ușa cortului, cum se zice. Cui? Victoriței. Nu mai știi acum. Eu nu, mătușii mea, să vorbesc urât? Da. Ferească Dumnezeu, domnișoară. Mariana, eu te-am auzit și am înregistrare. Eu nu vorbesc cu mătușii mea. Nu, dar cu cine vorbeai? Dar cu cine vorbeai? Mariana, uite de în ochii mei că mă minți în față. Îmi cer mii de scuze față de dumneavoastră. Dar nu-i vorba să... fost nervos, nu mai știe, sora. Mariana, nu-i vorba să-ți cer scuze față de mine. E vorba de felul în care ai vorbit cu ea, de atitudinea ta. Da, o respect! Cum? Vorbindu-i cum ai vorbit? Așa respect eu lumea, domnișoară. Eu așa respect. Asta e respectul tău? Da. Filial, cu respectul. Pentru că așa m-a învățat ea să respect. Du-te, dracu, de aici. Acum, mi-e greu să cred. Mi-e greu să cred că Victorița te-a învățat să înjuri. Să vorbești murdar la lumea și să vorbești cu cuvintele care ai vorbit. Așa m-a crescut. Ce vine am eu că ea m-a răsfățat? Păi și așa te-am răsfățat. Bun, răsfățul e altceva. Stai puțin. Stai puțin că ne încurcăm. Răsfățul e răsfăț. Așa. Vorbele urâte sunt vorbe urâte. Da. Faptul că te-a răsfățat și ți-a căutat în coarne nu-ți dă dreptul să te comporți așa cum te comporți, Marian. Da, aveți dreptate. În niciun caz. Să-i vorbești așa cum îi vorbești Victoriței. Mi-a vorbit urât. Da. Dă-l dracu, dă-i, dă-i, dă-i. Să zici că o omori, să zici că o bați, da. Să-ți bași și să scoți toate cele de... și așa mai departe. Încerc deci scuze. Asta nu-ți dă dreptul. Încerc scuze față de ea. Dacă nu era Victorița... Tu erai un copil de la pe drumuri, fără casă, fără mamă, fără nimic. Doamne scumpă, nu Victorița. Că Victorița n-are niciun fel de putere aici.
Dacă nu era unchiul meu, capul copilului meu... Și te îngrijea și te spăla și îți dădea de mâncare unchiul tău. Mi-e greu să cred că un bărbat... E greu de spus problemele astea. Singur ar fi putut să aibă grijă de tine. Dacă n-acceptam eu să te ia, nu te lua, du-te, dracu, dă-i de nebun. Da, este femeia care te-a crescut și te-a îngrijit și te-a educat ca și o mamă. Uite, să asculte și domnișoară. Ia spune-i, Victorița, că nu ești mama lui. Ia spune. Să nu mai joci barbu, mamică, să te apuci de muncă, să-ți crești copiii tăi, mamică, să înțelegi și pe femeia ta. Ai spus ce te doare. Da, mamă, da. Acum spui și eu ce mă doare. Ia, de ia ce? Să a spus tu de noi că te-am crescut mă și m-a spus. Mă ții tu pe mine? Da, ce te ține, mai că mă ține ochii meu. Mă, mamă, să-ți fie rușine, mă, mamă, că te-am crescut, mă. Vezi, mă, de familia ta, mă, dă-l dracu, mă, maică, hai că ai jucat, dă-l dracu, acum, mă, dă bărbă, nu mai juc. Dacă am spus să dea Dumnezeu cu săgeata mine de mai joc. Mariane, învață să o respecti pe mătușa ta, care ți-e mamă, de fapt, să nu-i mai vorbești cum i-ai vorbit, și învață să-ți respecti nevasta. Marian pare să se fi deschis puțin către dialog. Consilierul de urgență profită de acest moment pentru a descoperi ce se ascunde sub masca de indiferență. E cineva de care te interesează în toată familia asta ta? Da, domnișoară. Cine? Și o spun cu mâna păsătă. Cine? Copiii mei și unchiul meu, atât. Care copiii m-a tăi. Te interesează copiii tăi? Da. Hai să spun un lucru. Dacă te interesează copiii tăi, și de mine, cum crezi că o să crească? Nu te-am crezut, nu te interesează. Stai un pic, Victorița. Deocamdată văd că nu-l interesează. Stai un pic. Prezi-mi țigara asta, te rog frumos. Să-ți prind eu. Dar te rog eu, mă rog. Păi să-ți luc goiul tău. Sărămâna, te rog eu. Uitați-vă, m-am rugat-o frumos, te-am dat cu sărămâna. Vedeți cum caută ceartă cu mine. Pe mine. Caută ceartă cu mine. Că te-am mai devreme, cum îi vorbeai? Te-a schimbat tu, unchi tău, te-a spălat tu. Și a aruncat bere, te respect. Și acum tu vrei să facă ce ai vrut tu? Cere o mare favoare. Cum mare. Da. Mersi mult, sărămâna, te rog eu mult. Scuză-mă, mamă. Odată îmi vorbești greșit, odată îmi vorbești sărămâna, mamă. Victorița, ce-am vorbit eu cu tine? Da, cum îl crește așa? Păi nu că da, doamnă. Asta una zi și alta faci. Nu, chiar așa în halul care el dă-l dracu, dă-i ci. I-ai aprins țigara. Te-a jurat, a dat cu bere pe tine și tu i-ai aprins țigara. Da, doamnă, da. Că sunt proastă, ce da. Să mai... Și atunci, cum vrei, cum vrei ca el să-și respecte nevasta și să-și respecte copiii? Tu așa l-ai educat. Cum l-ai educat, așa l-ai. Să nu te mire că o să-ți vorbească urât, să nu te mire că da, o să dea în tine. Mamă, mi-a adus nevastă mea să mănânc. Ce e ce? E ou. Nu e bun? Dumneavoastră sunteți femei. Am rugăminte la dumneavoastră să gustați și dumneavoastră vedeți ce defecte are mâncarea. Păi ce are mâncarea? Păi să vază doamna. Păi gust eu, nu doamna. Doamna psiholog, să spune că eu sunt prost. Ia să vedem, asta e mâncare, să dai la un bărbat de mâncare. Dar ce mâncare? Ia vedeți dumneavoastră ce gustați. Și o mâncare arată foarte bine. Ia le pe fată, dar aici că nu mănânc. Nu e sărate, nu e nimic, eu nu mănânc. Eu nu sunt bolnav de diabet. Asta e bună, mamă, ce are? Ce are? E bună, mamă, ești și sărate, ea și mâncă, da. Să ne bureți dacă eu mâncă de mâncare. Ia le pe de aici că nu mănânc. Zic că ești beat, prostule ești. Să ne bureți, pe aia e mâncare. Mie de ți mai dai. Ia du-mai că mâncarea asta, că mâncă și copiii tăi. De ce arunci mâncarea, că mâncă copiii? Ești bea și nu mai simți? De ce n-ai făcut? Gata! Hai! Ia și mâncarea să mergi. Nu mai mănânci nimic. Nu mai dau nimic să mănânci. Poate mâine o să ai timp de mine. Până mâine poate îți revii. Te las să-ți revii. Nu, doamnă, că nu... Victorița, te rog foarte mult să ai grijă cum te comporți. Da. Îi faci toate mofturile. Uite-l cum e. Lasă-l să-și revină, nu te mai lua cu el, nu, că nu înțelege nimic acum. Și... Nu te lua de el acum, nimeni zice nimic, lasă-l să se odihnească. Acum femeia asta, uite, nimic n-are n-ajunge la el. Că i-a făcut mâncare, i-a dat și... N-ajunge la el. Dacă ți-ai mai lăsat să mănânce copii, nu știu mâncare la copii. Mâine dimineață sper să vă găsesc mai bine. Da. La revedere. La revedere, domnișoară, mai bine. Mătii și mâncarea lui Măta și-a arătat. Nu ți-e rușine, Marine, ai văzut să facem. Nesărată, nenimic aia e mâncare. Unde era sare, l-am pus. Râde lumea de noi, nu? Dacă mai te iei de ea astăzi, că când nu e de vină, nu e de... Dacă mai te iei de Mitica, să fiu a... Dacă nu te-ai luat mai cu blana ai. Să vezi ce bătaie ai tu de la mine. Când o persoană este într-o astfel de stare, este foarte dificil de comunicat cu ea. În astfel de situații, avem tendința de a ne încontra, de a opune rezistență și de a explica acelei persoane că nu are dreptate. Numai că este în defavoarea noastră și întreținem conflictul. Îl alimentăm în loc să-l stingem. Cea mai sănătoasă soluție este să plecăm, să ieșim din scena conflictuală. Ce faci?
Fac cartofi. Dar tu ce faci acolo? Îmi vezi să-mi dă și niște bani. Pe de unde am eu bani? Cum de unde bani? De ce mi-am bani? Că n-am niciun leu, cel puțin. Și dacă cauți și găsesc, îi iau toți? O să cauți toată casa, că nu găsești, că n-am. Hai că cauți tu toți banii ăștia. Ce cauți, mai? Bani! Dă-te așa de aici, că nu e niciun bani, dă-te așa, nu mai căuta. Hai că caut eu banii acum, să vezi cum îi găsesc. Dă-te așa aici. De aici, mai căuta aici, nu mai făcea tu mizerie, că îmi faci tu curat, dă-te așa. Pleacă, fă de aici așa. Dă-te, mă, de aici, că nu e bani. Du-te, mă, bă-te, de aici așa. Dă-te, mă, de aici, mai răscoli aici, de ce răscolești, că nu e niciun bani. Cum de pe de unde am eu bani? Hai. N-am niciun bani, pleacă de aici. Lasă ca seara ai găsit, dar ai avut bani. Caută cât vrei, că nu e niciun bani. Unde e pe bani? Zi unde e bani. Zi fă unde e bani, că te sunt de gât. Zi fă unde e bani. Zi unde e bani, fă. Dă-te așa, că n-am niciun ban. Zi fă unde e bani, că te sunt de gât. Zi unde e bani. Zi unde e bani, că te sunt de gât. Zi unde e bani. Unde e bani? Bă, te așa, că zi fă unde, unde e bani, că te sunt de gât aici, mă. N-am niciun ban, pleacă de aici. Dă-mi te astupă. Zi fă unde e bani, că te astupă de tot. N-am. Fă unde e bani. N-am niciun bani. Te-am tot. Fică te calcă. N-am. Te calcă picioare. Unde e bani? Ce cu e mai? Cere bani de la mine. A pitit bani și nu vrea să-mi dea bani. Unde e apitit? E apitit, are bani. Unde? Ce-ai făcut în casa asta, mizerie? Mai bani, să-mi dea bani. Lasă-mă în pace, pleacă, mă, dar nu mai cotru. Să-mi dea bani, da, nu m-am încotru. Pleacă că-ți par capa cu eu, mă. Unde e pe bani? Unde găsești banii? Caută cât vrei, că nu ești. Uite pe bani. Ai zis că nu ai bani. Stai, mă, lasă, facu. Aha, lasă, mai că nu mă arăt. Tu ai zis că nu ai bani. Ai zis că nu ai bani. Du-te, drag. Mati, să... Pleacă, ți-a arătut ție acum. Pleacă, firial, aici. Ce să vezi să facă aici? Am întâlnit cu Marian, era așa, o spumă. Are dragi pe el. Să-i dăm bani. Să-i dăm bani. Unde ești? Ce-i cu pleacă, mă, de aici, zicea, că nu mai dai tu să fiu a... Dacă mai da. Să fiu a... Să-i mai da, pleacă, mă, de aici. Ce s-a întâmplat, mă? Nu te dracu, îți dai eu cu el în cap acum. Ce s-a întâmplat, doamnă? I-a lăsat bețele și alte. Pitește banii de mine. Ce s-a întâmplat, Marian? A zis că n-ai bani. Lasă-o mă-mi face de aici. Dă-te, mă, de aici, când are dreptate, are dreptate. A zis că n-ai bani. N-am avut. Nu are, nu are. De ce ai pitit? Păi să iau la copiii. Mai sau nu mai? Nu mai am. Spune-o drept dacă mai, că eu caut și dacă îi găsesc pe calcă. Nu mai am, mă pleacă de aici când nu mai are. Ce s-a întâmplat, Marian? Am pitit banii de mine, doamnă, i-am cerut niște bani și nu vreau să. N-am avut, doamnă, pe ei am avut și am păstrat pentru copii să iau la copii mâncare. Păi ce păstrat pentru copii? Barbun, să ia... Și a, i-a găsit? I-a găsit, da. Cât ai găsit? 100 de doamnă, dar are mai mult. Nu mai am. A, gata, spune că mai ai. Nu mai are, mă, și mai te poți ia tu, firial, să fii. Cu tăi, ia lăsați-mă voi puțin cu Maria. Pune unde le-ai pitit? Haide, mai, hai să mergem unde afară, să stează pe ce tu du-te la copilul. Ia uite, mă, ce-ai făcut, așa, bă, la muncă, așa, la Maria, ia, 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 stai, 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 nu mai da, nu mai da. Ia, stai aici. Stai aici, stai de vorbă. Tu pentru ce vrei bani acum? Sunt și un bărbut. De-aia vreau bani. Păi și dacă ea păstrează banii pentru copii, nu crezi că totuși îi păstrează pentru ceva bun? Nu-s copiii tăi? Este, doamne, este. Dar eu cred așa după mine că ea mai are, că ea nu pitește dar într-un loc. Pitește mai mult, dacă îi găsesc pe ea, rămâne ei lanții, știu eu. Și oare de ce pitește, Marian? Te-ai întrebat? Pentru ea, să-și ia țigări, să-și ia cafea. Crezi tu că pentru ea? Eu nu cred că pentru ea. Păi, dacă spun eu că pentru ea, pentru ea. Tot îmi spui că-ți iubești copiii, Marian. Da. Faptul că le bați mama și că la voi în casă permanent e ceartă și tensiune, crezi tu că copiii ăștia o să crească așa liniștiți când o să vadă scandal și bătaie tot timpul? Ei ce o să vadă? Asta da, văd. Ei nu vede, tocmai asta e. Asta dacă crezi tu că nu văd. Să știi că are și ea dreptul la părerile ei, la viața ei. Are, are. Nu trebuie să facă numai ce zici tu, că nu ești sclava ta. Dar nici n-am cerut eu așa ceva să fie sclav. Păi din ce aud eu de la tine cam asta vrei. Dictator, mic dictator ești. Să fie cum merea mără înainte. Să nu mai ridice tonul, să stea cu minte. Să stea în banca ei să-și vază de oala ei, de copii, ei, de familia ei. Și te faci tu băiat cu minte. Deși normal. Eu promit că mă fac băiat cu minte. Nu mai joc barbun, nu mai plec de acasă. Tu ești dispus să faci chestia asta. Dar te faci băiat bun, băiat da, de da, casă. Da, 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 da. Dar tu ți-ai dat seama că ea a început să fie așa cum e, să nu mai facă treabă, să răspundă, să facă când tu ai început să... Că tu ai dat tonul, când ai început să lipsești de acasă, când tu te-ai făcut cam neserios așa, cam flușturate. Pă, asta o știu eu din prima. Aha, deci o știi. Te-ai mai liniștit acum? O chemăm și pe ea să stăm un pic de vorbă cu ea? Chemă-ți!
Chemați. Mitica! Da. Ia vino puțin, te rog. Ia vino un pic să stăm de vorbă. Ia, hai, stai și tu aici. E, uite, am mai stat de vorbă cu Marian. Și el a venit așa, cu niște idei, să zic așa. El a zis că începe să nu mai joace barbut. A zis că mai stă pe acasă. Tu ai fi dispusă să fii tu mai cu gura jos, să mai faci treabă? Sunt dispusă să fac treabă, să fiu cu minte, să nu-mi mai răspuns. Ia să vedem. Fă curat. Păi fac. Pe când? Dacă acum, am spus să faci... Acum stăm de vorbă, Maria. Păi da, ia spuneți-mi și mie așa la începuturile voastre, că totuși ceva v-a plăcut unul la altul. Mi-a plăcut mult de ea. Păi ce ți-a plăcut? Respectul ei, faptul că mi-aducea un copil pe lume era nemaipomenit pentru mine. Așa. Dar acum a început să devieze. Să devieze, adică cum? Să țipe, să zbiere, să urle. Ție ce ți-a plăcut mai la ea? Era frumos să purta și el frumos cu mine. Să purta frumos cu tine atunci? Da. Îl iubeam, el mă iubea. Și mai sunt frumos. Și acum deci... îl mai iubești? Da. Da. Sigur? Sigur. Crezi tu că îl mai iubești? Îl iubesc. Crezi că poți să te uiți așa la ea, să vă uitați ochii în ochi și să-i spui ce ți-a plăcut la ea la început? Hai, ia-o de mână, uite-te la ea și spune-i ce ți-a plăcut la început la ea. Păi, fată, mie mi-a plăcut de tine că ai fost cu minte. Dar acum nu mai ești. Dar ai fost frumoasă, te îngrijei, te schimbai. Acum, da, te unghii are râmi. Ce să-i fac? Ia spune-i tu ce ți-a plăcut la ea. Uite-te la ea. Și spune ce ți-a plăcut la ea. Erai frumos, te iubeam, te purtai bine frumos cu mine, nu plecai după femei, mă iubeai, te iubeam. Păi eu te mai iubesc, eu încă te mai iubesc și țin la tine, dar nu... Mă iubesc și ții la mine... Păi uitați-vă, mă, unul la altul. Trebuie să-mi arăți, nu să-ți bajoc de mine. Păi când bajoc de tine, că așa cer tu să-mi bajoc de tine. Ia să încetezi și tu, că încetezi și eu și o să ne înțelegem bine. Nu ți-am spus că mă liniștesc? E, acum ia uitați-vă unul la altul și spuneți pe rând, încep tu, așa. Ce te deranjează la el? Hai, ia-o de mână și uite-te în ochi și spune asta. Mă deranjează când ridici tonul, nu faci curat, n-ai grijă de copii, nu-i schimbi. Pe mine mă deranjează că umbli noaptea, vii de dimineață, joci barbut, nu-mi dai bani când cer de la tine, nu ești cu minte, nu vorbești frumos. Că te bate nu te deranjează sau îți place? Da, mă deranjează și că mă bate. Da, și ai dreptate. Am unde este de vină, Maria. Dar asta nu înseamnă, indiferent ce s-ar întâmpla, că trebuie să o bați. Nu o bat. O să încerc să mă remediez față de toată lumea. Victorița se tot plângea de o treabă de bărbat care nu-i făcută pe aici, în gospodărie. Asta e. Groapa aia de WC-ul, Mariane, ce zici? O fac, domnule. O fac. Măcar așa, cât un pic azi, un pic mâine, un pic poimâine, ce zici? Două lopeți astăzi, două mâine, două poimâine și se face. O fac. Mi-arăți și mie? Măcar un pic așa. Pără. Ce zici? Da. Hai să văd, Mariane, la treabă. Hai să-l vedem! Tu ce stai acum?